importantă semnificație creștină, înălțarea Domnului, poporul român sărbătorește Ziua Eroilor. Ne alăturăm și noi, locuitorii comunei Dofteana, cu mic și cu mare, ca împreună cu stimații oaspeți prezenți aici, să ne aducem aminte de eroi. Fără chip, fără nume, eroii noștri sunt cei care veghează asemenea unei candele ce nu se poate să se stingă vreodată și străjuiesc ca pe o sfântă comoară ființa neamului românesc. Activitatea noastră de astăzi se va desfășura după următorul program. Intonarea imnului național, moment de recolegere în cinstea eroilor neamului românesc, alocuțiunea domnului primar Ioan Bujor, depuneri de coroane, instituțiile statului, unități de învățământ, societăți comerciale, agenți economici și alte persoane, programul artistic urmat de slujba religioasă. O scurtă locuțiune cu ocazia acestui eveniment. Hristos s-a înălțat și bine ați venit la comemorarea eroilor neamului din România. Astăzi, data de 10 iunie 2021, sărbătorim cu toții Ziua Eroilor. Ziua Eroilor este o zi națională. Începând cu anul 1990, printr-o hotărâre de guvern, s-a declarat Zi Națională a României prin înălțarea Domnului la ceruri și sărbătoarea floritorii neamului care au cucerit multe graniți, multe hotare și a devenit România Mare. Stimați cetățeni, bine ați venit! Vă spun, acum, după 2 ani, la înălțarea Domnului la ceruri ne vedem pentru prima dată. În anul 2020,
datorită situației pandemice din România și nu numai, de pe întreg Macamondul, nu s-a putut participa să depunem coroane de flori la Monumentul Eroilor decât numai într-o singură persoană care a putut să vină, care a avut drag și plăcere de eroii noștri. Vă dau citire unei hotărâri de guvern venită în urmă cu două zile și vă transmiteți către unitățile administrativ teritoriale din județul Bacău, vă transmitem anexat adresa Departamentului pentru Relații cu Parlamentul și Calitatea Vieții personalului de la Ministerul Apărării Naționale, înregistrată la instituția prefectului a județului Bacău. Autoritățile publice să desfășoare și să rostească numele tuturor eroilor căzuți la datorie la cele două războaie mondiale și războiul de independență din anul 1877. Aș dori să ne grăbim un pic, datorită faptului că vremea și atenționările meteorologice nu sunt unele dintre cele mai bune care să țină cu noi, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne dă. În cuvântul doamnei viceprimar Dana Camară a rostit programul nostru de astăzi, dar doresc să vi-l reamintesc eu. La ora 14 vor veni soborul de preoți din localitatea noastră, atât cât cei creștini ortodoxi, cât și cei catolici, vor fi prezenți aici alături de noi. După rostirea soborului de preoți și a ritualului bisericesc, ne vom deplasa toți cei care doriți la izvorul de la Ciunget, în care pentru a doua oară îl sfințim, mă refer pentru a doua oară, întrucât în anul 2008-2009 l-am sfințit în Codrată la prima reabilitare, iar acum l-am reabilitat, să spunem noi, mai bine și are o altă formă față de cum era până în prezent. Totodată, în mare măsură, mă refer la dumneavoastră, pentru că nu toți ați fost prezent în urmă cu 12-13 ani la sfințirea acelui izvor. Uitați, vă pot spune că Unitatea Administrativ-Teritorială a făcut următoarele demersuri pentru a transmite și face la un laborator fizico-chimice toate analizele izvorului Ciunget și Sărărie. Ne-au venit, iar astăzi, la ora actuală, am făcut un contract pe data de 9, deci ieri, am făcut un contract cu Institutul de Balneologie București, în care, să sperăm, în maxim 30 de zile, ne va veni și exact pentru ce va fi prescrise aceste izvoare. La ce vor fi bune, pentru ce afecțiuni și tot ceea ce prescrie o să vi le transmite și dumneavoastră pe rețele de socializare și totodată o să ne afișăm la cele două izvoare de la Ciunget și de la Sărărie. Așa cum prevede în hotărârea de guvern, aș da citire eroilor care au căzut din comuna Dofteana. Sunt mulți, aproximativ 200 de eroi, atât în războiul, primul război mondial, cât și al doilea război mondial, plus și războiul de independență. Sunt 200, dar datorită faptului că ne grăbim, vă rog să mă înțelegeți, ei sunt afișați acolo pe Monumentul Eroilor care a fost construit de înaintașii noștri încă din anii 1930. V-aș face un scurt istoric, ceea ce au făcut militarii noștri, înaintașii noștri, în primul și cel de-al doilea război mondial, care au luptat pentru menținerea granițelor țării, pentru independență și au lăsat pe Monumentul Eroilor scriind: noi am apărat țara, dar aveți datoria sacră să o mențineți neștirbită. Este un lucru cât se poate de important și mă refer la toți cei care suntem prezenți și nu numai, să memorăm ceea ce ne-au lăsat eroii noștri în urmă cu mulți, mulți ani. Doamnelor și domnilor, la data de 1 decembrie 1918 a fost Marea Unire. Marea Unire de la Câmpia Blajului, de la Alba Iulia, care a fost dusă la bun sfârșit, inițiată de către cei din Moldova, Moldova noastră de astăzi, în care doi comandori de la o unitate militară din județul Bacău, cu un avion F-16, au zburat către Câmpia Blajului, timp de 3 ore, la o înălțime de 2880 de metri,
fără carlingă, în costume îmbrăcate în parafină pentru a le proteja, a-i proteja de frig, s-au dus cu toată documentația care stăteau la baza unirii și formării României Mari. Noi astăzi suntem aici datorită faptului că înaintașii noștri au muncit, au luptat și au obținut România Mare de astăzi. La acel moment a fost distrus Imperiul Austro-Ungar, care pleca de la Mărășești, Oituz, Dofteana, în zona Nembira, Cremenea, Târmănești, Trecătoarea, Ghimeș, Palanca, acolo unde a fost spânzurat sublocotenentul Emil Rebreanu, care era ofițer în armata austro-ungară, încercând să treacă granița în România, întrucât fratele lui Liviu Rebreanu era aici, a fost prins și spânzurat. Continu a vă spune căci astăzi noi, în localitatea noastră, din păcate, nu mai avem veterani de război, doar puțini. Un singur cetățean din satul Larga, pe nume Costache Ion, așa cum îi zicem noi, Sagin, fostul pădurar, care la data de 7 iunie 2021 a împlinit frumoasa vârstă de 96 de ani, născut la data de 7-6-1925. Apoi aș da citire, văduve în urma veteranilor de război, Paisa Elena, Paisa Maria, Hanganu Ana, Radu Tinca, Ifrim Cristina, Melinte Alexandra, Vartolomei Maria, Dumitru Luca, Guțeș Sofia, Irimia Maria, Amatioaie Elena, Barabașa Anica, Mihaice Anica și încă doi veterani, nu, două văduve după veterani de război, Găborici V. Elena, Mocanu Ruxandra, care soții dumnealor au luptat în război, pe perioada războiului mai bine zis, fiind cadre militare ale Ministerului de Interne la acel moment. În baza unei hotărâri a Consiliului Local, în luna mai 2021, Consiliul Local a aprobat în unanimitate să-i premiem astăzi, nu cu mult, 100 de lei, deci 100 de roni, dacă zic bine, 1000 de lei în bani vechi, la fiecare văduvă și veteran de război. Dacă astăzi, din motive bine întemeiate, nu sunt prezenți aici, noi, prin aparatul de specialitate al primarului, ne vom deplasa acasă la toți cei ce beneficiază de acest premiu. În încheiere și înainte de a depune coroanele de folori la Monumentul Eroilor, după lista care va fi citită de către noi, vreau să vă mulțumesc tuturor, în calitate de reprezentant al comunității din Dofteana, primar la al patrulea mandat, vă mulțumesc pentru faptul că astăzi ați venit în număr atât de mare, atât copii, cât și vârstnici și adulți, toți ați reușit să veniți aproape de noi, să depunem și să comemorăm eroii noștri, inclusiv eroii Revoluției, care noi astăzi simțim cu toții o libertate totală față de ceea ce a fost în vremurile de război, față de ceea ce a fost chiar și în perioada Revoluției și nu numai. Aș da citire societăților comerciale care astăzi, până în prezent, până la acest moment s-au prezentat, dacă greșesc, vă rog să mă corectați, și în ordinea pe care eu o să vă citesc, că îi rog să participe și să meargă în față cât se aproape, mai aproape de monument, datorită faptului că suntem mulțișori și trebuie să le depunem într-un timp scurt, apoi va începe programul artistic condus de către familia Vasile Gâtu, după care urmează școala gimnazială Dofteana și celelalte școli cu un program scurt artistic. Aș începe cu Primăria Comunei Dofteana, îi rog să poftească în față, depune coroana de for, Consiliul Județean Bacău, în care în scurt timp va apărea domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, domnul Gelu Pampil, Poliția Locală Dofteana, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Dofteana, reprezentanța partidilor politice și aș începe cu formațiunea locală PSD Dofteana, organizația PNL
Dofteana, școala gimnazială Scarlat Loc din Dofteana, grădinița cu program prelungit Pritinderul Dofteana, școala gimnazială Cucuieți, școala gimnazială Hăghiac, cabinet medical individual Porumbin Valeria, cabinet medical individual Bucur Mihaela, societăți comerciale, agenți economici, SC Dasma SRL, SC FRS Crimion, SC FIS SRL, SC Protvi Comir SRL, SC ZAP Tur SRL, SC Enix Comp SRL, SC AIM Roata SRL, Ocolul Silvic Târgu Ogna, SC CTG SRL Târgu Ogna, SC Coop Dofteana, SC Alnezron SRL, BVR Promobila, SC Avangarde SRL, SC Decoflor Icada SRL, SC Transilvania Broker SRL, Netmaris SRL, mai departe dacă a mai venit cineva, Farmacia Domniților, cabinetul domnului dr. Buhnea și domnului dr. David. SC Ionela SRL, mă scuzați, așa? Vă rugăm să intonați imnul eroilor împreună cu doamna viceprimar, steagul eroilor și ne deplasăm împreună cu Consiliul Local către Monumentul Eroilor. Inclusiv Petrom, societatea Petrom, zis Mazarini, care este prezentă și au punct de lucru aici în localitatea noastră. Din acest moment dau cuvântul domnului Vasile Gâtu pentru a prezenta acest frumos ansamblu pe care îl conduce dumneavoastră. Mulțumim frumos! Suntem ansamblu folcloritat în Totușire din Comuna Dofteana, cu membri în ansamblu din toate statele comunei. Veți urmări un foarte scurt program.
Haideți aproape acolo. Bye.
Ura, cursar cu legat în spate, cu armele în mâini. Ura, fie zi cu soare, fie sau cerul noros. Fie voi ni soare, fie noi mergem voioși drum bun. Fie zi cu soare, fie sau cerul noros. Fie voi ni soare, fie noi mergem voioși drum bun. Un gând rechisoi ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un gând de nezdoric bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un gând rechisoric bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți bataioane române carpații la ca norii sele, ca zilei zori. Viața în vecie, clări, bucurie, carme cu tărie, suflet românesc, vize, viteșie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc. Thank you.
față. Cântec istoric ne-aduce aminte că frații în veci vor fi frați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Un cântec de luptă bătrân ca unirea voi compatrioți ascultați. Treceți batalioane române carpații la a fost pământul unde n-au trăit strămoșii, cei ce te-a bătut pe tine, baiaja de la rovine, și la neajlof te făcură, fără dinți și nane în gură, și dușmanii puși în juguri, asta-i patria românească unde a trăit strămoșii. A fost pământul unde n-or trăi nepoții și într-o mântă Românie, dărea cerul în vecie, să ne păzească limba, legea românească și să facă tot mai mare tot ce românismul are. Aceasta-i patria cea dragă și dă în patriei române inima și viața întreagă. Yeah, me.
Alături de noi vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Geru Panfil, pe care vi-l prezint. Dumnealui deloc este din orașul Onești, de profesie avocat, probabil ați mai avut nevoie de dumnealui, căci are o vechime vastă în ceea ce privește avocatura. A venit la invitația făcută atât de conducerea primăriei, cât și de Consiliul Local. Îi dau cuvântul să ne spună și dumnealui câteva cuvinte. Poftiți, domnul vicepreședinte. Hristos s-a înălțat. Când te duci prin mai multe locuri, ai mai multe discuri. Așa că trebuie să nimerești pe la bun. Domnule primar, stimați aleși locali, dragi invitați și oficialități. Astăzi sărbătorim înălțarea la ceruri a Domnului Iisus Hristos la 40 de zile de la învierea sa. Semnificația înălțării nu este legată atât de fenomenul în sine, cât de expresia preamăririi cerești a lui Iisus Hristos, care s-a ridicat prin înviere la dreapta lui Dumnezeu, învingând moartea, jertfindu-se. Hristos a început astfel un nou mod de viață alături de Dumnezeu, pe care l-a pregătit și aleșilor săi. În aceeași logică a jertfei, se înscrie și ziua eroilor neamului, pe care o sărbătorim deopotrivă astăzi. În pofida tuturor vitregiilor cu care am fost încercați ca națiune, datorăm existența noastră acestor eroi care au plecat pe câmpul de luptă, conștienți că nu se vor mai întoarce. Și totuși au făcut-o. Sunt lucruri greu de înțeles în zilele noastre, când am ajuns să fim bombardați cu tot felul de false probleme. Ori acești eroi nu au făcut decât să urmeze îndemnul creștin al lui Dumnezeu, care a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Ați lua crucea înseamnă să pornești de bună voie spre locul de execuție. Acesta a fost și crezul eroilor noștri. Noi trebuie să murim ca să putem trăi. De multe ori se ridică voci care exprimă o grea și inexplicabilă întrebare. Pentru cine mai sunt importanți eroii? Răspunsul nu poate fi decât unul singur, pentru fiecare dintre noi. Pentru că ei sunt cei care au pierit ca noi să trăim sub tricolor, ei sunt cei care au amuțit pentru ca noi să putem vorbi românește, ei sunt cei care au intrat în istorie pentru ca noi să avem istorie. Hristos s-a înălțat, veșnică recunoștință eroilor neamului. Mulțumesc! Da. Mulțumim domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău pentru cuvintele frumoase pe care le-a adresat atât dumneavoastră, dar în memoria eroilor favoritorii neamului. Vă spuneam că și programul nostru se va încheia cu ritualul religios la orele 14. Acest program cu orele 14 nu l-am făcut noi autoritatea locală, ci a fost programat de către preoții, atât ortodoxi cât și cei catolici din localitatea noastră, întrucât după oficierea slujbei de la toate bisericile din localitate, mai au și alte servicii, cum ar fi cele din cimitir. Să sperăm că vor veni în timpul cel mai scurt, dar aș vrea să vă adaug câteva cuvinte, spunându-vă că în discursul pe care l-am rostit eu, m-am grăbit, datorită faptului că ce-ați văzut a început să se ploaie. Vă spun că în județul Bacău, în cele două războaie mondiale și războiul de independență din 1877, și-au pierdut viața aproximativ 4300 de militari. Din localitatea noastră au fost 200. O parte dintre ei se știe locurile, dar foarte puține sunt acele care au fost înhumate
în cimitirile internaționale din România, dar și din alte țări. Știm cu toții, la Valea Uzdrui sunt peste 1153 de militari morți, atât din Imperiul Austro-Ungar, dar sunt și din Ungaria, sunt din Austria, sunt Germania, Rusia, România. Acolo este acel cimitir internațional. Apoi cimitirul din Comănești, cimitirul de la Oituz și alte cimitire din România, acolo unde se află și zace osemintele înaintașilor noștri, cum spunea vicepreședintele Consiliului Județean, datorită dumnealor vorbim, datorită dumnealor avem educația pe care o avem în țara noastră și noi avem obligația și datoria să păstrăm această țară, așa cum au scris ei, neștervită. În calitate de primar al localității Dofteana, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați participat astăzi în număr atât de mare, în situația și în condițiile în care nu avem voie mai mult decât o restricție limitată datorită situației pandemice din întreg mapamondul. Mulțumesc societăților comerciale care au dorit astăzi să fie alături de noi să depună o coroană la Monumentul Eroilor din Dofteana. Mulțumesc directorilor de școli care au organizat atât de bine programele artistice. Mulțumesc celor de la ansamblul artistic din Dofteana, condus de familia Gâtu. Mulțumesc Jandarmeriei Române care deja au plecat și au prezentat onorul la Monumentul Eroilor de aici din Dofteana. Mulțumesc președintelui Consiliului Județean Bacău, domnul Valentin Ivancea, care ne-a trimis o coroană și uitați că mai avem încă o coroană și rog șeful poliției locale să o depună în numele vicepreședintelui Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil. Mulțumesc tuturor! Așteptăm cu toții și vă rugăm să aveți răbdare și îngăduință până când vine soborul de preoți, atunci vom avea pentru fiecare dintre dumneavoastră o feriuță de cozonac, de ce nu un ou roșu, de ce nu și un păhăruț de vin, apă sau de suc. Vă mulțumesc frumos! Nu plânge, Maică Românie, cam să mor neîmpărtășit, un glonț pornit spre pieptul tău, cu pieptul meu eu l-am oprit. Nu plânge, Maică Românie, e rândul nostru să luptăm și din pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, pentru dreptate noi pierim. Copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da, o știm. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce-i bun sub soare, ne cheamă și pe noi la praznic când România va fi mare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, e acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zici, limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenutită, a credincioșilor mântuire. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale, ceata sfinților aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință. Eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești, Orvânta, Doamne, abandă-ne pre noi îndreptările tale, cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost înghiați ca nici nimic, fiind mutați la viața cea nebătrânitoare și purânea veșnică sfinților, acelea cu dea dinsul mucenicilor, vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorii. Bine
ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strâmbă și cu chinuri, toți care în viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile pe care le-am gătit vouă și cu nunile cerești. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cele negrăite sunt, deși păranele păcatelor, miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenia cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățeana Raiului. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Cel ce cu mâna Dumnezeu ne vinde mai zidit și cu chipul tău cel Dumnezeu mai cinstit, iar pentru călcarea părâncii iarăși mai întors în pământ din care am fost luat, la cel după asemănare mă ridică cu frumusețea cea din tăi, iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvânta, Doamne, învață-ne pre noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robii tăi și așează-n rai, unde cetele sfinților tăi, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc pe adormiții robii tăi, odihnește-i trecându-ne lor toate greșelile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întregi străluciri, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând: Sfânt ești, Părinte, fără de început, Fiule cel împreună fără de început și Duhule cel dumnezeiesc, luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură de curată ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu drept pe mântuirea tuturor, că neamul omenesc afla mântuire prin tine și noi să avem naiul născătoare de Dumnezeu, curată și binecuvântată. Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm și auzi-ne și ne miluiește! Sufletelor fericiților într-o adormire eroi, ostași luptători români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, pentru ca să-i se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să le așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte,
și Dumnezeul nostru să-i cerem. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și-a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai strupat, ce trăi viața lui tale, însuți, Doamne, și sufletele fericiților într-o adormire, eroi, ostași și luptători români în toate timpurile și în toate locurile, care s-au jertfit pe câmpuri de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei, a credinței ortodoxe, strămoșești, sau pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Rog Dumnezeu, Nicolae, Ecaterina, Vasile, Maria, Gheorghe, David, David, Grigore, Vasile, Nicolae, Maranda, Catrina, Tandafira, Vasile, Ioan, Parasiva, Parasiva, Vasile, Ileana, Vasile, Mărioara, Nicolae, Maria, Vasile, Elena, Traian, Ileana, Gheorghe, Elena, Gheorghe, Ileana, Nicolae, Elena, Vasile și Ana. Odihnește sufletele lor, Doamne, în loc luminat, unde vredeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală să săvârșită cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul, ca Dumnezeu bun și putor de oameni, iartele lor, Dumnezeu să ierte. Că nu ești om care să fie viu să nu greșească, mai tu singur ești fără de păcat. Dreptate, pe dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Iubirea și viața și odihna, fericitul într-o adormire, eroi, ai neamului românesc, Hristos Dumnezeul nostru, ție slavă înălțăm împreună și Părintele tău fără de început, prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreții pe robii tăi și să nășluiește în cursile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Și la cei răsării lumii din Fecioară Hristoase Dumnezeul, și prin trânsa fii luminii ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi! Minunat este Dumnezeu într-o Sfinții Săi, Dumnezeul lui Israel! Doamne, odihnește cu dreții pe adâncii dobii tăi. Nu este sfânt precum Tu, Doamne, Dumnezeul meu, pe care ai înălțat fruntea credincioșilor tăi, bunule, și ne-ai tărit pe noi pe piatra mărturisirii tale. Marea vieții văzându-ne alțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel din alergând strigăte tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostivă. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților, copiilor tăi, unde nu este durere nici întristare, nici suspin, ci viață fără lege. Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge. Unde toți pământenii mergem, făcând înghiurii de îngrupare, cântarea, aleluia, aleluia, aleluia. Sfinții odihnește Hristoase, sufletele Cătoarea de Dumnezeu și Maica Lumii într-o cântare cinstindu-o,
să o mărim. Că Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor, spre care nu putea să căuta oștile îngerești, iar prin tine prea curată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești, pe tine te ferici. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeul puterilor, Cel ce sfărâmi războaiele cu brațul Tău cel înalt, Cel ce prin negrăita întrupare și prin pătimirea cea de bunăvoie a unui a născut Fiului Tău, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ne-ai arătat că totdeauna după jertfă urmează biruință și după cruce învierea, auzi-ne pre noi care ne rugăm acum puterii și iubirii Tale de oameni, pentru ca prin puterea Ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l după din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea Ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor Tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroii. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc cu semintele lor păzesc hotarele pământului patriei noastre, iar cinstitul lor sânge adapă vlăstarul libertății noastre. Pentru aceasta dezleagă și iartă-le lor, Dumnezeule, orice au greșit cu fapta, cu vorba și cu gândul, ca precum pe pământ au fost socotiți, în ceata celor aleși, așa și în cer, să-i numeri în oastea sfinților Tăi mucenici. Și precum s-au arătat cinstit de către oameni, așa și înaintea Ta, Dumnezeule, să fie așezați cu sfinții, că acești vitezi oștași purtători de biruință, lupta cea bună au luptat și calea vieții. Bine au săvârșit-o. Pentru aceasta, dreptule judecător, dăruiește-ne în schimb cu luna dreptății, iar nouă celor ce datorită lor trăim acum liberi, dăruiește-ne, Dumnezeule, pururea să pomenim jertfa lor cea mare și privind înfăptuirile făurite prin lupta lor, să le urmăm vitejia lor. Caută, Doamne, din cer, de pe tronul slavei Tale, și pentru jertfa înaintașilor noștri binecuvintează și acum pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii săi și armata țării, dărindu-ne biruința asupra celor potrivnici, bună sporire, îmbelșugare și pace. Că Tu ești Dumnezeul mântuirii noastre, să slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne grește, Doamne grește, Doamne grește, Doamne grește, Doamne grește, Doamne grește. Cele centru slavă s-a înălțat la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale Maice, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare Sfinte Cruci, cu rugăciunile Sfinților și întru tot lăudanților apostoli, ale Sfântului și dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și ale tuturor Sfinților săi, sufletele adormiților robilor săi mutați de la noi, eroi ustași, luptători ai neamului nostru românesc, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăr, în închisoare și în deportări, pentru apărarea țării noastre și întrecirea neamului nostru românesc. În corturile sfinților să se așeze, în sânurile lui Avram să se odihnească, cu dreptii să se numere, și pe noi să ne miluiască ca un bun și de oameni iubitor. Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat!
Hristos s-a înălțat și ne-a dăruit nouă viață veșnică. Închinăm-ne înălțării lui celei de-a 40-a zi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înălțăm rugăciunea noastră în această sfântă celebrare și comuniune către Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, gândindu-ne la înaintașii noștri, pentru ca Dumnezeul Mare Sa iubire să-i primească în patria fericiților din ceruri, pe eroii neamului, pe străbunii noștri. Cred că răscumpărătorul meu trăiește și în ziua cea din urmă, din pământ, voi învia. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Eu însumi îl voi vedea și nu altul. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Aceasta este speranța care se află în adâncul inimii mele. Și cu ochii mei îl voi vedea pe Dumnezeu, Mântuitorul meu. Doamne, îndură-te de ei. Hristoase, îndură-te de ei. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Dumnezeule, Tata Totputernic, noi credem și mărturisim că Fiul Tău a murit și a înviat. Te rugăm ca frații noștri, eroi acestui neam, care în această speranță au plecat de lângă noi, murind în Hristos, să se bucure de înviere împreună cu Hristos, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Odihna cea veșnică de lor, Doamne, și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Mila lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să odihnească. Dumnezeu să odihnească. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă, fă, Doamne, tuturor adormiților robilor Tăi, și le fă veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă lor veșnică pomenire. În viață, de fă, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericiți făcătorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Stau și ascult rugăciunile și îmi doresc ca toți oamenii să asculte rugăciunea și să înțeleagă câte ceva. Rugăciunea este vorbirea noastră cu Dumnezeu, dar dincolo de ceea ce am învățat noi la spovadă, mai este ceva, bucuria sufletească. Și vedeți dumneavoastră că bunul Dumnezeu, pentru pomenirile care le facem, aduce binecuvântare și nu zic de la mine. Că Hristos Dumnezeu se aseamănă cu fiecare în parte, chiar
și cu cei adormiți, eroi ostași luptători, și că întrucât ați făcut la acești preamici frați ai mei, mie mi-ați făcut. Astăzi este ziua eroilor, odată cu înălțarea Domnului. Datorită lor, purtăm numele de creștini. Datorită lor, încă suntem români. Și ne bucurăm unii de alții. Și ajungem să vedem frumusețile acestei viețuiri pe pământ. Și pe lângă toate acestea, au dus mai departe tradiția și, nu în ultimul rând, libertatea. Ăsta era țelul. De asta au plecat. Și că luptăm pentru libertate. Cine este ocrotitorul libertății știe să trăiască. Să știți dumneavoastră că cel care trăiește după voia lui Dumnezeu nu trăiește în culoarea gri, ci vede cu ochii săi toate culorile creației. Creația lui Dumnezeu este făcută să ne bucure pe noi. Să nu uităm să ne bucurăm de ce ne-a lăsat Dumnezeu. Ca să ne bucurăm de ce ne-a lăsat Dumnezeu, trebuie să menținem libertatea. Gândiți-vă la acel slogan. Și că luptăm pentru pământ. De ce? Oamenii erau îngenunchiați înainte de război și li s-a promis pământ. Să știți dumneavoastră, curțile noastre pe care le avem sunt modul de manifestare a libertății. Cum spun oamenii? Și că în curtea ta ești tu, stăpân. Ești liber să faci ce vrei. Nu multe popoare se aseamănă cu noi. Nu multe popoare sunt stăpâni pe curți, pe comune, pe județe, cum suntem noi. Iată, pentru asta au luptat înaintași. Pentru ca omul simplu să fie stăpân. Familia să fie familie. Casa să fie casă. Bucata de pământ să fie al lui. Să scrie acolo, iată proprietar. Iată, ăsta era țelul. Eu zic că se merită să mergem mai departe. Eu zic că trebuie să facem ce au făcut ei. Să avem grijă de neamul nostru. Să avem grijă de ograda noastră, de familia noastră, de țara aceasta. Chiar dacă se încearcă îngenunchierea. Să știți că noi trebuie să ne îngenunchiem lui Dumnezeu, atât. Pentru că fără Dumnezeu nu este nimic. Cel ce trăiește cu Dumnezeu, la încununarea vieții sale, va fi primit în raiul desfătării. Și așa cum ați văzut pe troițe, și că moartea e doar o trecere, așa este. Este doar o trecere pentru cel care a trăit la umbra crucii lui Hristos Dumnezeu. Și a trăit pentru ce? A trăit pentru ca să nu moară degeaba. Se spune că dacă omul trăiește fără să se mântuiască, mai bine ar fi fost de nu s-ar fi născut. Iată așa plecau eroii și ostașii la luptă. Și că nu contează că murim. Trebuie să mergem înainte. Lucrurile astea le-am spus ca să rămână întipărit în mințile noastre, măcar câteva cuvinte, indiferent că se mai discută în spate. Nu e nicio problemă. Și că măcar 5% dacă se ascultă, tot e bine. Hristos a înălțat. Da, adevărat s-a înălțat, Părinte. Închei spunându-vă faptul că activitatea noastră de astăzi, momentan, s-a încheiat aici cu comemorarea eroilor de la momentul eroilor pe care îl avem aici la noi.
Vreau să mulțumesc fețelor bisericești care astăzi au lăsat orice, au venit și sunt alături de noi și vom continua cu sfințirea izvorului de la Ciunget pentru a doua oară, în perioada în care în 2008-2009 l-am sfințit și l-am reabilitat, acum este pentru a doua oară, perioada în care sunt la conducerea Unității Administrative Teritoriale Dofteană. Care doriți dintre dumneavoastră, vă rugăm să veniți la Ciunget cu mijloacele dumneavoastră de transport, iar cei care nu puteți să veniți astăzi, oricând aveți cale deschisă să mergeți la Ciunget, și totodată vă rog să derulați filmul până a intra în anul 2008, că era o barieră undeva aici mai sus, la 3 km și era închisă. Împreună cu Consiliul Local, actual și cel care a fost, am promis că bariera va fi deschisă și uitați că are 13 ani de când s-a deschis pentru publicul, nu numai din localitatea noastră, ci oricine dorește să meargă la aceste două izvoare. Vă mulțumesc frumos că ați participat în număr atât de mare astăzi aici. Mulțumesc domnului vicepreședinte a Consiliului Județean, domnul Gelu Panfil, care astăzi a venit de la o altă acțiune din Comuna Oituz. Este pentru prima dată venit la noi, dar nu pentru ultima dată, pentru faptul că este un vecin aici cu noi, în municipiul Onești, care ne-a sprijinit și ne va sprijini de acum încolo și mai mult. Vă mulțumesc tuturor și e vorba aia, pe cai și la Ciunget. Haideți, vă rog! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Lăsa-vă ca într-o slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând ucenicii noastră-i, prin păgăduința Sfântului Duh, și credință-n duce ei prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, izbăvitorul lumii. Dumnezeul părinților noștri care faci, pururea cu noi după blândețile tale, nu depărta mila ta de la noi și pentru rugăciunile lor în pace călăuzește viața noastră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea sfântare înscătoare de Dumnezeu Fecioară îndreptează lucrul mâinii noastre și cerentarea păcatele noastre când glăsuim noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte văr de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte văr de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte văr de moarte, miluiește-ne pe noi. Îl luăm aminte, pace tuturor. Tu ești cel ce trimiți izvoare în voi primi locul munților vostre ce apre. Cel ce adă munții din cele mai dineasupra ale tale, din rodurilor tale, se va sătura pământul. Înțelepciune. Din epistola a doua sobornicească a Sfântului Apostol Petru, citire. Să luăm aminte. Fraților, aceasta trebuie să știți mai întâi că în zilele cele de apoi vor veni cu batjocură, batjocoitori care vor umbla după poftele lor și vor zice unde este păcăduința venirii lui, că de când au adormit părinții toate așa rămân ca de la începutul păturii. E închid voi uita aceasta că cerurile erau de demult și că pământul s-a închecat la cuvântul Domnului, din apă și prin apă, și prin apă lumea de atunci a pierut înnecată, iar cerurile de acum și pământul sunt ținute prin același cuvânt al Lui și păstrate pentru focul din ziua judecății și a pieririi oamenilor necredincioși. Și aceasta, una să nu vă rămână ascunsă, iubiților, că o singură zi înaintea Domnului este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi. Domnul nu târzie cu păgăduința sa, după cum socotesc, unii că e târziere, ci îndelung rabdă pentru voi. Nevrând să piară cineva și tot
toți să vină la pocăință. Pace ție, cititorule, Sfântului tău, aliluia, aliluia, aliluia. Că înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor și Domnului dăm. Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. În vremea aceea s-a dus Iisus într-o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său, și era acolo fântâna lui Iacov. Iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoate apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă încă ea însă i-a zis, cum tu care ești iudeu, cer să bei de la mine care sunt femeie samarineancă, pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia i-a zis, Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacob, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și i-a zis, oricine bea din această apă va înseta iarăși, dar cel care va bea din apa pe care eu o voi da lui nu va mai înseta în bea, căci apa pe care eu voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica noastră, pentru a pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințit arhiepiscopul nostru Iachim, pentru cinsta preoțimei și antru Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să emită din belșug dumnezeiescul har să binecuvinteze această lucrare folositoare pe toți cei ce se ostenesc aici, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Miluiește! Preasfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Ia Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea,
și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, cel ce în vremea lui Moise ai preschimbat apa cea amară în apă cea dulce pentru poporul tău și apele cele vătămătoare în vremea lui Elisei le-ai vindecat, cel ce ai sfințit apele Iordanului cu arătarea ta cea fără de prihană, însuși acum sfințește și apa aceasta. Însuși și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta. Și acum, Stăpâne, sfințește și apa aceasta. Amin. Și fă-o să fie tuturor ce vor gusta și vor fi stropiți cu ea izvor de binecuvântare, tămăduire de boli și de pati în sfințirea casă și zbăvire de orice lucrare potrivnică, văzută și nevăzută. Ca ta este stăpânirea, așa ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Capetele noastre, Domnului, să le plecăm. Arătăm semnul și împreună cu cel fără nici pentru Părinte, cu prea Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău Duh, acum și pururea și-n vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce-ai făcut cerul și pământul, marea și izvoarele și apele, Cel ce-ai făcut ca prin toiagul lui Moise să curgă apă din stâncă și ai potolit setea poporului ales, dându-i să bea apă, și ai promis că îl vei duce într-o țară cu multe curgeri de apă, cu mulțime de izvoare și de ape adânci care izvorăși și curg în văi și în munți. Cel ce ai îndulcit apa cea amară din Mara, iar în Elim ai descoperit lui Moise 12 izvoare cu apă din care a dat poporului să bea după ieșirea din Egipt, iar în Berșeba ai descoperit izvor slugilor lui Isaac, care au zis stăpânului lor: am găsit apă, pe tine te rugăm, Părinte, mult milostive, binecuvintează izvorul acesta cu izvoarele de apă. Auzi-ne pre noi, Doamne, și trimite binecuvântarea ta ca ploaia din cer. Binecuvintează-ne pe noi și aceste lucrări folositoare ale mâinilor noastre. Tu, Cel ce la facerea lumii ai adunat apele la un loc, poruncește dar, Stăpâne, și acum ca acest izvor să fie spre folos și spre propășirea poporului tău și, precum zice Scriptura, prin apa aceasta câmpurile să se veselească, iar în locuri lipsite până acum de apă să crească pom și verdeață și să se sidească locuințe și să se semene ogoare
și să sădească vii spre hrana celor lipsiți, să se umple tot pământul de mila ta, Doamne. Fac acest izvor să fie izvor de curățire trupească, fetească, celor care l-au construit, celor ce vorbea apă din trânsul, precum apă din puterea lui Iacob, s-a făcut apă vie femeii samarinence. Ferește țara noastră de plăgile Egiptului și de furia apelor, precum odinioară ai păzit pe Israel, să nu prefaci din pricina păcatelor noastre râurile în pământ pustiu, fără de apă, lipsit de viață, iar izvoară de apă nu devine niciodată pământ însetat și pământ, ci pământul roditor serat a fi pământ serat. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, de toți cei adormiți, care în decursul timpului au săpat fântâni și izvoare, dar de toți cei care au fost înnecați, au striviți de malurile acestora sau de revărsare apelor, și așează în împărăția cerurilor după credința și faptele fiecăruia. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, al unui a născut Sfântul care ești binecuvântat, până cu prea Sfântul și cum și viața cu Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte! Aleluia! Se binecuvintează, se sfințește izvorul acesta, avându-l poporul tău și bine curtitor, praznicul înălțării Domnului, de slăbire cu aviazmă, sunt unde vom întâlnit în numele Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh, avându-l și pururea și în vecii vecilor. Sfințește izvorul acesta, prin stropirea cu această apă sfințită, aiască numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Sfințește izvorul acesta, prin stropirea cu această apă sfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește-ne. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, pe mare mila ta, te rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, enoriașii, ctitorii și binefăcătorii, donatorii, miluitorii, truditorii, muncitorii, ostenitorii Sfântului locașului acestuia. Încă ne rugăm și pentru binefăcătorii noștri, toți fiii noștri duhovnicești, aflați în dreapta credință. Pentru toți și aflați pe patul de suferință, în spitale, pe masa de operații, în boală și necaz. Încă ne rugăm și pentru toți cei din tribunale și judecăți, pentru dreptate și adevăr, pentru mila, viața, pacea robilor lui Dumnezeu, Ioan și Victoria cu fii și nepoții, Dana, Mariana, Toma, Aurica, Iulia, Ionela, Mihaela, Luminița, Maria, Lenuța, Diana, Alina, Carmen, Oana, Elena, Luminița, Vica, Viorica, Elena, Claudia, Ionela, Anișoara, Georgiana, Luminița, Dana, Elena, Nicoleta, Laura, Lenuța, Andreea, Daniela, Justina, Alexandra, Daniela, Ștefania, Maria, Marinela, Luminița, Ionela, Sorin, Gabriel, Lenuța, Marcu, Marius, Ionuț, Dorel, Ion, Florinel, Valerian, Mihai, Gabriel, Ionuț, Gheorghiță, Nicolae, Cezar, Constantin, Mihai, Gabriel, Claudiu, Ioan, Florin, Constantin, Constantin, Vasile, Vasile, Marius, Carol, Robert, Iulian, Elena, Daniela, Maria, Georgiana, Eugen, Sebastian, Gabriel, Mihai, Gheorghiță, Emanuel, Ion, Mihaela, Florin, Mihăiță, Cătălin, Vasile, Viorel, Vasile, Gheorghe, Mihai, Nicușor, Ion, Leana, Emil, împreună cu toți ai caselor lor, pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Rugăm și pentru toți frații noștri, pentru toți drămăritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, alegeatorul majorul pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Milostiv din nou, Stăpâne, pentru păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv, ce viitor de oameni, Dumnezeu ești,
din slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amen. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cu cel ce Părinte binecuvintează! Cel centru slavă s-a înălțat la cer și așezut de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru! Pentru rugăciunile preacuratei sale Maice, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare Sfinte Cruci, cu rugăciunile Sfinților și întru tălăudaților apostoli, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinții noștri și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin! Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Domn primar, mă vă rog! Hristos s-a înălțat! Și ne-a dăruit nouă viață veșnică. Închinăm une înălțării lui celei de-a 40-a zi. Amin! Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. De cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvânteze această apă, pentru ca ea să devină pentru noi izvor de binefacere. Îl rugăm Dumnezeule să revergi binecuvântările tale în viețile noastre, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, să coboare asupra noastră și să rămână pururea cu noi. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Amin. Domnului vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar, doamne viceprimar, Consiliul Local, celor care sunt de față, dă-le, Doamne, sănătate, cu zile îndelungate, cu pace, cu bună sporire, păzește pe dânsii într-un mult și binecuvântați ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și mântuire, la mulți ani să trăiți! Trăiască într-un mult fericiți, spornici și binecuvântați ani, mulți ani trăiască! Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și ale Născătoarei de Dumnezeu, pacea ta, Doamne-o nouă, și ne miluiește ca un îndurat și de oameni viitor. Amin! Amin! Felicităm pe domnul primar, doamnă viceprimar, Consiliul Local, pentru frumoasele lucrări care, iată, se desfășoară în comuna noastră. Știm că sunt multe de făcut, dar suntem încredințați că domnul primar le va duce la bun sfârșit pe toate. Să nu uite și de bisericile noastre și ei mai reamintesc domnul primar încă un lucru. Ce trebuie făcut aici. V-ați propus cândva, eu mi-am propus cu ani în urmă, o troiță înălțată eroilor aici, undeva în pădure, în aceste dealuri în care s-au jertfit doftenii, toți din comuna dofteană. Deci ați avut în gând și în plan dedicarea unei astfel de troițe. Nu știu dacă ați abandonat-o, nu cred că ați abandonat-o, dar în viitorul apropiat, cred că, așa cum vă cunoaștem ca un bun gospodar al satului, veți înălța și această troiță pentru eroi și cu toții să sfințim această troiță care cred că va fi închinată eroilor din comuna Dofteană. Mulțumim! Vă mulțumim! Domnul primar, da. Suntem conștienți că faceți tot ceea ce se poate face. Troița, lăsați că o facem noi. Să o fac locuiesc. Da, da, da. Facem noi preoți. Nu, 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 nu. Vă apropiați un pic. Mihai, veniți un pic mai obratul. Și ceilalți care sunteți, dacă vreți, cu îngăduința dumneavoastră, apropiați-vă un pic. Eu sunt dotat de către Bunul Dumnezeu, am un timbru vocal care să mă audă toți. Nu-mi trebuie microfon, dar dacă sunt așa, la o distanță prea mare, nu mă aude. Vă rog numai un pic. Oameni buni. Da, iubire. Hai la bunică. Domnule vicepreședinte a Consiliului Județean, stimat Consiliu Local,
onorate fețe bisericești, indiferent de confesiunea dumneavoastră, onorată asistență, vă spun bine ați venit astăzi aici și m-ați însoțit atât pe mine cât și Consiliul Local pentru sfințirea acestui izvor, care dacă aș întreba pe cineva câți ani are, de când datează, de când este el, spune așa l-am găsit, din moș strămoșii noștri, așa l-am găsit, așa l-am moștenit. Am stabilit ca data de astăzi, data de 10 iunie 2021, să-l resfințim, dacă ați citit destul de clar acolo, în anul 2008 l-am sfințit prima dată, l-am făcut, l-am amenajat pentru prima dată, cu multe, multe probleme în spate, dar depășesc lucrul acesta și acum am reușit să-l resfințim pentru a doua oară și să-l amenajăm în forma care se vede, în condițiile în care am fi fost proprietarii direct a terenului acesta, lucrurile ar fi fost altfel. Acest teren, Dofteana, aparține de Direcția Silvică a Județului Bacău, Regia Națională a Pădurilor, dar este terenul administrativ al primăriei Comunei Dofteana. Mă adresez dumneavoastră spunându-vă următoare. Din istorie, ceea ce am studiat, Imperia Austro-Ungară a trecut undeva prin zona Nemira. Cei care sunteți de aici, nu știu dacă e pădurarul Costel Suștiu, dar era Cornel aici. Cornel este aici. Dintre voi și alții, ca voi și nu numai, a găsit un tun cu roz de lemn undeva la Bălți, mai sus. Multe persoane le știe de aici, Dofteana. Pe aici au trecut cândva și au fost granița cu Imperiul Austro-Ungar mai sus de Argintărie, care știți, la hotarul între Covazna, Harghita și partea alaltă, Vrancea, dar mai durează, mai e până acolo. Oameni buni, mi-am dorit să-l sfințim astăzi, odată cu înălțarea Domnului la ceruri, și uitați că ne-a ajutat Dumnezeu și pentru asta avem obligativitatea și mulțumim lui Dumnezeu. Ne-am adunat cu toții aici. De ce? Acest izvor este, a fost și va fi public pentru toți. La acest izvor au trecut mulți, poate atât români, cât și alți soldați care au trecut prin zonele noastre, care au și murit în unele zone de aici, de la noi. Acest izvor binecuvântat de Dumnezeu l-am adus, așa cum îl vedeți aici, de la aproape 200 de metri până în zona asta, numai cu muncitorii contractuali de la Primăria Comunei Dofteana, pe investiția Unității Administrative Teritoriale Dofteana, bineînțeles cu sprijinul ocolului Silvic, care are un reprezentant aici, au venit și cu un colac și celelalte materiale care au stat la blază modernizării ne-au ajutat și dumnealor cu ceea ce au putut, mai ales cu punerea la dispoziție a amplasamentului, ca să vă spun. Așa. Am izolat, cum vedeți, că prezentau un pericol pietrele astea de aici, chiar cu ani în urmă era să ne prindă și un muncitor aici. Am deviat conducta care o vedeți pe partea cealaltă, ne-a rupt-o apa în câțiva ani de zile, de câteva ori care am și remediat. Am respectat și respect acest izvor, spunându-i ciunget, și îl dedic tuturor cetățenilor Dofteana, motiv pentru care am și pus o stradă, strada Ciungetului. De la pod Isache și până aici îi spune strada Ciungetului. Deci noi ne vom duce, acolo unde ele va fi locul, la cele veșnice. Dar strada Ciungetului și izvorul va rămâne nemuritor. În unanimitate, toți consilierii locali, indiferent de coloratura lor politică, mi-au aprobat investiția de aici, m-au sprijinit cu toți, lucru pentru care le și mulțumesc. Mulțumesc în mod special consilierului de acolo, Mihai, care s-a ocupat împreună cu Dădus Bertalan, au venit cu mâncare în unele zile la muncitorii noștri aici, le-a adus un pahar de vin, apa avea destul aici, așa, ceva de mâncare, și oamenii și-au făcut treaba așa cum au știut ei să o facă mai bine, conduși de Cezar Hârbu, care el este consilierul meu personal, s-a ocupat și a făcut ceea ce vedeți. Vreau să vă informez pentru prima dată. Această apă am trimis-o la laboratorul fizico-chimic în București, i-am făcut toate analizele, mi-au venit, sunt bune, apa este potabilă, este minerală, atât cât apa Ciunget, cât și cealaltă de la Sărărie.
În cursul zilei de ieri am făcut un contract cu Institutul de Balneologie București, în care m-a costat 9.000 de lei și cu probele mă duc la 15.000 de lei. Așa, pentru tot ceea ce există, probe și indicațiile care vor fi date de Institutul de Balneologie, îl voi afișa aici, inclusiv pe rețele de socializare, să se știe destul de clar la ce afecțiuni face bine această apă binecuvântată de Dumnezeu. Închei și nu vă plictisesc pe toți, v-aș ruga să rămâneți cu toții, să serviți din bucatele noastre care s-a ocupat Mihai de acolo împreună cu ceilalți consilieri și familia noastră, un păhărus de vin, o prăjitură și din bunătățile noastre care le avem. Nu mă ascund spunându-vă faptul că ceea ce au spus părintele Isache, să înălțăm o troiță aici pe acești munți, că și-au pierdut viața foarte mulți militari cunoscuți, fiindu-ne inamici sau fiindu-ne adversari, mai bine zis, sau compatrioți de-ai noștri, lucru pe care am să-l fac, dar vă informez că anul trecut, în anul 2020, Consiliul Județean Bacău, împreună cu Consiliul Local Dofteana, s-au asociat pentru construirea unui monument și a unui mausoleu în localitatea Dofteana, cu finanțare 90% din bugetul Consiliului Județean. Noi trebuie să punem amplasamentul la dispoziție și se vor construi. Acolo unde am putut eu să-i duc și m-am priceput cel mai bine sunt următoarele locuri. Monumentul să-l facem undeva de unde are Cătălin Zapor mai sus, în vârful ăla, sus, aproape de Ciungitrulă, știți, marea majoritate. Iar mausoleul trebuie să-i găsim un loc, e posibil, și se solicită loc undeva la stradă, cum este cel de la Mărășești. Dar eu am promis mai înainte de toate și uitați, nu știu ceea ce s-a întâmplat, că am făcut multe de când sunt primar, zic eu, dar ziceți și dumneavoastră, să construiesc o cruce în care am un meseriaș aici care se numește Neluțu Melinte, se pricepe, eu îi pun la dispoziție toate materialele, o cruce așa cum a fost construită de fostul primar Asafte, care a trecut la cele veznice, să construim una și să o punem acolo spre Ciungitrulă, să vadă toată Dofteana aia să fie aprinsă. Din discuțiile purtate cu cei de la Petrom, îmi va pune la dispoziție și rețeaua electrică la care ne vom conecta cu toți. Deci în acest punct ne aflăm. Nu ne-am apucat de mausoleu sau de monument, datorită faptului că anul trecut și inclusiv și anul ăsta trecem prin acele momente neplăcute, pandemia care a distrus multă lume și a distrus multe în tot mapamondul, să vă spun, să mă înțelegeți. În încheiere vă mulțumesc tuturor, atât și celor din partea ocolului Silvic cu sprijin, domnului vicepreședinte a Consiliului Județean care ne-a însoțit aici, fețelor bisericești și, în ultimul rând, dumneavoastră, care ați dorit ca astăzi să fiți aici alături de noi. Dar v-aș da în grijă ceva. Grija acestui izvor. N-aș vrea să le derulez chiar pe toate întâmplate în cei aproape 13 ani ce s-au întâmplat aici. Inclusiv crucea de pe troiță ne-a băgat-o pe foc. Nu una, trei. Nu a ars niciuna. Toate erau dintr-un material, nu a ars niciuna. Am găsit-o în vatra de foc. Le-a găsit oamenii de bună credință și mi le-a adus pârlite, dar nu arse. Nu vă spun și partea altă, alți muncitori neglijenți care au făcut un ceaun, au făcut o tigaie și au pus-o pe masă. Și nu vă spun celelalte, distrugerea coșurilor de gunoi și alte. Vă las în grijă ce? Pe cei care îi vedeți, care sunt certați cu legea și cu bunurile care fac parte din inventarierea domeniului public, sunt bunurile noastre tuturor, să ne anunțați, indiferent prin ce metode, să putem să luăm măsuri împotriva celor care comit fapte antisociale. Invit fețele bisericești la masă, împreună cu mine, împreună cu domnul vicepreședinte a Consiliului Județean, dumneavoastră, cei care sunteți, vă rog să serviți un pahar cu vin și din partea mea și din partea consilierilor, dar pot să vă garantez că a meu este vinul 1. De ceilalți n-aș putea să vă spun. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați venit și m-ați ascultat. Haideți, mergeți și împărțiți ceea ce avem noi. Da. Mai puneți un pahar. Mai așteptăm la noi. Cu drag. Hristos a luat cea mai mare. Da? Vă mulțumim frumos. Felicitări, la mai mare.